Visările tinereții noastre, de Ion Druță. În distribuție, Leopoldina Bălănuță, George Constantin, Gheorghe Cozorici, Costel Constantin, Dorina Lazăr, Corado Negreanu, Rodica Popescu-Bitenescu. Regia artistică, Dan Cuican. Păi nu mai vezi? Am dron. Păi am bătut pe la ferestre de mi-am rupt toate degetele. Ia ca și ușa aceea ți-am smintit-o din loc. Oi, trimite mâine pe cineva să ți-o așeze la loc. Las, nu mai trimite pe nimeni, că eu îmi tocmesc singură ușa când o văd sărită din țâțâni. Că dacă ai fi crescut și tu la o casă de gospodari, ai fi stat o leacă afară să aștepți. Ei. Nu era numai decât să dai cu pișorul în trânsa. Să aștept și până când, mă rog, să aștept? Până s-o aprinde tizicul acela sub corn și o arde caparea? Tu să-mi lași mie tizicul în pașe, că nu tu mi l-ai adunat. Trebuia să aștept până ce mi-aș fi încheiat rugășiunea. Cum puteam să știu eu de afară ce faci mata aici, în casă? Dar eu și zic că cei care au crescut în sat și nu în păduri, știu că dimineața și seara e vremea când oamenii își fac și sfânta rugăciunii. E, ca să vezi, fiecare și-are pravila lui. Fiecare are ore când te poate primi, ore când nu te mai primește și numai eu unul alerg ca un nebun, fără pravilă, fără ore, fără rost. Mătușă Ruța, mă, t-ai auzit ce necază de-a peste noi? Lui Pavel i-a dat sângele pe gură și trei doctori se zbade atâta vreme în jurul lui și nu știu ce să-i facă. Eu, pentru că mi-este frate, alerg cu sufletul la gură. Dar păi, las că nici matale nu ți este el chiar străin. Ți-e nepot de la frate, iar mă tașezi chitic și te încălzești lângă vatră. În fiecare zi vine câte un blestem, ba peste unul, ba peste altul. Ce-i vrea? Să tot alerg așa de la poartă la poartă? Când toată lumea sare omului în ajutor, mătușă, sora tatălui lui șade lângă vatră și se roagă, ori poate te rugai pentru sănătatea lui Pavel. Ferită, Sfântul, că noi cu Pavel suntem spădiți? Iaca, iar aduci vorba despre sfada aceea. An de zile satul își face presupuneri. Oare de ce s-o fi contrat mătușa Ruța cu nepotosul, cu președintele colectivei? Oare ce-o fi fiind acolo între dânsii? Las că tu nu știi nimica. Noi ne-am spădit de mult până la război. Da? Și da. Câți ani avea el pe atunci? 8, 9, 10 ani? Avea el mai mult de 10 ani, dar tu umblai pe atunci fără izmene. Așa că mai bine taci din gură. Și mă rog, ce n-ați putut atunci împărți? O minge? O păpușă? Mai Andrane, tu să nu mai nebunești pe mine de cap. Parcă tu nu știi că atunci, înainte de război, l-am împărțat la pământului. Tatăl vostru m-a bătut cu hlănțul. Ei, Doamne, ca să vezi cum țin ei minte moșnegii aiștia pe toate. Am arat tot pământul în jurul satului și avionul acela nici nu are unde se acuia. V-a plăcut, ați primit premii, de aceea ați arat totul. Care premii? Așa era atunci ordinul de sus, da. Să se are până și piețele. Cum le ții, mă-ta minte pe toate? Dacă sărmanul tata s-a umflat de foame și-a murit aici pe prispa matale atunci în 45, iar matale ai lăsat să moară și nu ai dat o fărâmitură de mămăligă, asta nu ai ții minte? Cum să nu? O țin minte și pe asta. Nu i-am dat pentru că n-aveam. Ișa și-mi rămânea de la masă, eu puteam scoate din foame un om în vârstă, ori doi mai tineri, și eu v-am ales pe voi. Pentru că m-am gândit, el a trăit, destul. Dar ei sărași, de-abia s-au ridicat.
că de nu te-aș fi poftit din când în când să șezi aici la măsuța asta. Da, nu știu eu acum cine ar fi fost azi brigadier în locul tău. S-ar fi găsit eu și altul. Că deștepți în satul ăsta sunt destui. Dar să-mi spui, Mata Mătușă, cum vine asta? Atunci când eram flămânzi și prăpădiți, Mata ne dădeai de mâncare, cu toate că ai fi putut cumpăra jumătate de sat cu fărmiturile celea. Dar acum, când toate sunt bune și frumoase, Mata scotocești câte o julitură mai veche, îmbli cu dânsa prin sat și o faci pe supărata. Dar păi că atunci voi erați niște copii necăjuți. Și cine se răfuiește cu copiii? Acui cu tot o altă gâscă. Amu, voi ați intrat la putere, v-ați îmbogățit, oameni de dimineață până seara îmblă în jurul vostru și vă tot suflă în boș. Da, da, până și guvernul. Iată, a trimis din Chișinău doctor cu avionul, când voi nu vă simțiți tocmai bine cu sănătatea. Ia ascultă, Mata, încoace, mătușă. Să lăsăm noi răfuielile astea în pace, pentru că am venit eu cu altă treabă. Toarnă într-o sticluță niște doftorii din acelea de-a matale. Și hai cu mine. Zicea doctorul din Verjeni că a văzut cu ochii lui cum ai oprit Mata cu picături de ale matale o mare scurgere de sânge. Pune mâna pe sticlă și hai că ne așteaptă motocicleta la poartă. Eu când am căpia să mă sui în covata și ea ruginită. Ah, da atunci sticla aceea încoace, că o duc eu singur. Eu n-am leacuri pentru omul care n-a vrut ca umbra mea să calci pragul casă lui. Dar cum putea el să poftească umbra matale în casa lui? Că noi și fără a te pofti ne-am săturat de mofturile matale. Tot satul, 935 de case, s-au ridicat de iznoavă și numai 936-a casa mătușii noastre, cum a fost ea sclipuită pe vremuri, așa stă și azi. Mai așteptați voi vreun an, doi, poate de Dumnezeu să mă strângă de pe lumea asta și atunci tu cu Pavel, fiind moștenitorii mei, și să rămașă casa. Zi de zi plutește peste sat duhoarea de fum, de tizic, de balegă uscată. Oamenii au uitat și cum se face el. Și chiar de n-ar fi uitat, de unde să ia balegă să facă tizic? Prin tot raionul au prins a râde de noi. Zic ei, dacă te rătăcești noaptea pe dealuri și vântul îți aduce la nare mirosul de fum de tizic, să știi că nu-i departe nici satul Valea Cucoarelor. Da. Dacă satul se cheamă Valea Cucoarelor și în valea asta de atâția ani nu se mai arată nici un cucostârc. Despre asta în raion nu se spune nimic și nu se știe nimic. De-ar fi pâine, am trăit mai bine și fără cocostărci. Dar păi nu vezi tu cum lumea asta se înrăiește și se învrăjbește pe ani și treci? E așa, dar ce are una cu alta? Cum să n-aibă? Atunci când trăiau cocostărci și pe casele noastre erau și ei suflete din sufletul nostru. Și când venea toamna, îi petreșeam, ne dușeam și noi cu sufletul până departe, prin țările calde. Iarna tânjam fără dânși, spre primăvară înșepea, anicăta ochii de portarea și când se întorșeau era o mare sărbătoare, pentru că împreună cu dânși ni se întorșeau și sufletele noastre spușumate. Da, fără aceste toamne triste, fără primăveri cu bucurii noi, o să înțepenim. O să uităm și înseamnă dragoste pentru pământ, dragoste pentru viață. Și Mata, mai aduci vorba despre dragoste pentru viață, după ce îi curge omului sângele pe gură. Iar Mata mă ții la sfat, hai dă sticla aceea încoace și rămâi sănătoasă. N-am ce să-ți dau, dar de ce te băicărești atâta? Te doare după frate? Ori te tem că dacă moare el și el e mare șef, vine altul în locul lui. Nu o să fie chiar așa cum îți ieți de acum. Hai, ia și închine păhăruțul ăsta. O să-ți treacă. E din ierb rar. Dar cum să-mi treacă, mătușă, când Pavel moare? Las că omul nu mai moare el chiar așa cum se pare. Iar cei care suferă cu ficatul să năcăjesc sărașii mult până le vin și asum. Și în loc de a tot boși pe Pavel, mai bine să ai căta de sănătatea ta. Apoi a sudat-o aista al tău. Și bărbatia și la care șade așa pe scaun și la sudă, fără a face nimica. De necaz, mătușă, de necaz și durerea sud. Îmi dai odată sticla aceea cu leacuri, ori nu mi-o mai dai? La scaunul lui Pavel nu-i mai trebuie zdoftoriile mele. Nu vezi că aeroplanul și ăla nu mai zbârne? Tu, în loc să pierzi aici vremea cu mine, mai bine te-ai repeză și ți-ai luat rămas bun de la dânsul. Lor să-i sărmanul de el. Te lor duci la Chișinău și de acolo și nu știi unde. Că
Căticatul ăsta, când nu-l ai, apoi nici Dumnezeu nu se-l mai poate da înapoi. Acum atare parcă ai început să-ți pară rău după Pavel. Chiar când pare că oșă cum mineam. Și când a pornit prin sat vestea că iar a început să-i curg sângele, așa nu știu cum așa m-a slăbit odată la inimă, de nu mai vedeam lumea. De așa și ședeam aici jos lângă vatră când ai venit tu. Și eu mă rugam. Vai de el, săracu, ce se mai chinuie. Îl muncește ceva de parcă ar avea vedenii. Să uite, da. Ia loc. Da. Ficatul încă nu ți l-ai pus la raze? E vorba pe mâine. Așa. Mâine va să zică. Dar ce ne facem, frate Pavele, cu vorba aceea noastră veche? Că dacă ții minte, fusese un capăt de vorbă între noi. Mă rog, gata la datorie oricând și oriunde. Dacă ești gata, atunci ia să-mi spui cine să fi descărcat atâta grâu proaspăt pe la toate morile din raion. Lor și adunat oamenii care l-au primit pe zile muncă. De unde să fi luat ei grâu proaspăt? Apoi au primit, că noi le-am dat câte o leacă. Așa. Ei, care va să zică, au dat câte o leacă de grâu. Da. Dar bine, n-ai fost dumneata la plenară? N-ai ridicat mâna atunci când s-a hotărât să înceapă să da grâu oamenilor abia după ce raionul se va socoti cu statul? Da. Și anul trecut ai făcut aceeași gafă și noi te-am iertat. Dar anul ăsta se poate întâmpla să nu scapi. Iau asupra mea toată răspunderea. Lasă, știu eu poveștile astea de voastre cu luatul răspunderii. Vă gândurați cu toții. Dar când ajunge la o adică terea, să vezi cum vă urcați repejor în avion și vă duceți în capitală să vă plângeți. Și? Mult grâu ai irosit? O nimica toată. Câte 200 de grame. Prost, o nimica toată. Dar știi dumneata care e situația raionului? Dar cum să ocupăm locul 2 pe Republică? Locul 2 niciodată nu trebuie înțeles ca locul 1. Greșeala asta poate să ducă la mari buclucuri. Și? A fost mare fierbere acolo în sat? Da, de nicio fierbere. Au sărăcit oamenii, nu mai au cu ce să cumpere o bucată de pâine. Ce ți-a venit? Vezi, mata, era o necesitate pur sufletească, dacă se poate spune așa. Care? Cum? Nu știu cum să încep să spun. Pentru că oamenilor care lucrează la livrezi, când se coc merele, se face poftă de 2-3 mere. Oamenilor care lucrează la vii, atunci când se coc viile, se face poftă de 2-3 struguri. Oamenii care lucrează la câmp, atunci când se strânge grâu, vor să guste puțină pâine caldă. Lor le e dor de pâine, nu? Și pace. Dragul meu, una e 2-3 mere și alta 150 de tone de grâu. 140. De unde s-a luat 130? Bine fi, 140. Bine fi. Ca mâine, poi mâine, o să vă vină un om nou în locul meu și să vedem cum ai să-i înșiri tu lui toate astea? Că acela nu cred eu să stea să te asculte. Aș vrea să știți că după plecarea dumneavoastră, mai mult o să vă ducem norul. Te cred! Cine altul putea să vă lase să zbordați cât v-am lăsat eu? Dar minteri, se poate întâmpla ca chestia asta să se mai tărăgăneze. Așa încât nu e exclus să încasezi o mustrare. Să nu fie jale așa mare când o să ne despărțim. Sufletul meu e ca o foaie curată pe masa mantală. Să vrei cu foile astea curate, foi curate. Când ne vine rândul să ne ducem cu ficatul la raze, tuturor ni se pare că suntem foi curate. Iar dacă se dovedește a fi încă bun, să vezi cum se umflă iar în pene. Thank you.
acasă, dar și primirea așa de tare. E, ți-am văzut în departe ușa închisă și m-am gândit, e, chiar că nu-i baba acasă, dar vinea pentru că eram de-amul pornită. Da, și faci. O, iarăți pierd sănătate cu bajocura asta de tizic. Dar și se fac, Arfin. Păi avea cu și se fac focul la iarnă. Pe casă la tătucu, dacă ții tu minte, stătea pe o roată de car, un cuibar de copăstârși. Așa. Vara întreagă ședeau ei acolo lângă bojag, tătuca zicea că șerp și a miroase fum de tezât. Poate că zicea, le place grozav cu copăstârșilor fumul de tezât. Apoi asta era la tătuca, dar de la tine, dacă nu se vede niciun copăstâr pe casă. E, nu se vede, dar știi și mi-a venit mie odată în cap. M-am gândit, oare și ar fi dacă s-ar întoarce și ar trece așa într-o seară pe deasupra satului cu costâri și știe oare casa cu iar alege. Auzi, Ruță, ai mai bine și mi-i da în cărți. Să mă crezi, dar cu abrâni n-am pus mâna pe bine. Hai, las că ți le găsesc eu singură. Hai să mă înfricești odată. Chiar te rog, că nu știu ce așa m-a apucat la inimă zilele astea încât nu pot și afla locul. Da, pentru cine să-ți dau? Pentru Dochița. Pentru Dochița. Da, și cu Dochița. Ești și să fie, nimica. Dacă să vezi, iar au cerut-o. Nu cumva băiatul cu o jocare. Aha, cine altul? Băiatul, ar fi el cum ar fi, numai că moșnedicea lui prea s-a napoda. Bătrânul, că se împărțau loturile individuale. A apucat mai mult decât i se cuvenea și amul cum vine să-i taie grădina, îndată își trimite băiatul să însoare, ca să poată spune că mai face o casă alături. Și cum să liniștesc lucrurile, cum îl trimite pe băiat să strece nunta? Și acum iar l-au strâns cu grădina. A fost Andron al noastră pe la dânșe și le-a spus că săptămâna viitoare intră cu tractorul peste gardă în via lor. Așa, mă, ce să mai dau eu în cărți? Una din două. Ori dai fata după dânsul, ori nu dai. Dar bine, nu mi-e zgraș cu o jocare, ci ani să mă tai. A, oameni n-ar să nici vorba, păi. Vezi să nu dai greș. Prin sat toamna asta de-a m-a umblat vorba că Dochiții au adus copiii la școală, fetele cu care a fetit ea cândva. Atâția plăcăi au fost la voi împețit, voi ați ales și ați tot cules. Am ales și am cules. Alegem pentru că, ce mă gândeam eu, te pomenești că mi se întoarce omul și ce o să-i mai pară lui rău? De ce să-i pară lui rău? Că... am avut cu dânsul patru copii, nu? La trei le-am făcut eu singur anunț. I-am așezat în gospodării cu mâna mea și mă gândeam, poate măcar la anunta mezine să întoarcă. Cum avea el să mă întoarcă, femeie? Tu de multe ori ai auzit să se întoarcă bărbață după atâta amar de vreme. A, dar deși în anii și ea când îl așteptam și veneam la tine să-mi tragi cărțile, tu ziceai că o să întoarcă. Ori și am și cărțile. Ori n-am înțeles, ori și-au vrut ele să-ți spui. Înțeles, lasă, nu mai zici așa. Cărțile tale niciodată nu spun minciuni. Hai, aștept de cărțile. Uite ce măsuță. Uite, vine la dânzile. Spune-mi un singur cuvânt. Da? Vorba. Hai și răzbui. Odată și odată. Au să aduni toate femeile la care le-am ghișit eu. Și dacă nu sunt de-a foc la casa asta, să nu-mi zici mie pe nume. Faci tu o țigare? La drept vorbind, eu de mult nu mai fumez. Și acum descarcă carul cu noutăți. Ce fel de noutăți? Că doar vii de acasă. Povestește pe unde ai fost și ori mai fi făcând băieții din contingentul nostru. Pe unde să fii? Eu îmi proștia viața care e încotro. Tu să-mi spui totul cu amănuntul? Că tu răspunzi cu viața pentru fiecare dintre ei. Dar de ce mă rog atâta răspundere din partea mea? Pentru că tu ai fost pus comandant peste noi. Când noaptea aceea, când ne-am dus noi în recunoaștere, sublocotenentul ți-a zis: ascultă, Pavel Rusu, tu ești comandant. Și parcă ar fi vorbit într-un șas rău. O căzut și nu s-o mai sculat sub locotenentul nostru. Tu ai rămas comandant peste noi și amu, tu trebuie să răspunzi pentru fiecare. Războiul s-a sfârșit. Cine a scăpat
s-a întors, fiecare cu casa lui, cu lucrurile lui, cu treburile lui. Eu dacă îi văd odată în an și așa, în fugă, la întâlnirea veteranilor, din 10 cât am fost noi la început, a căzut sub locotenentul, pe urmă voi 5, a scăzut pe câmpul și la mina din Rusia, fierbeau în jur lupte atât de grele încât nu mai credeam că scăpăm nici noi. Da, am scăpat și peste o lună și ceva a venit sfârșitul războiului. Și pe urmă și-a fost. După război ne-am întors noi în Valea Cucoarelor. Pe fiecare l-aștepta viața lui, soarta lui. Eu unul am lucrat o vreme la Sfatul Sătesc. Iar cum s-a făcut colectivă, m-am boierit cu președinția și iacă îs președinte până în ziua de astăzi. Vania Cuțu, acela s-a întors la moară, că el era acolo mecanic și până la război. Copiii i-a însurat, i-a așezat pe la casele lor, iar el nici n-ai zice că am bătrânit. Dar Mihai, cu ce se laudă? Mihai trăiește și el în sat și-a făcut casă bună, dar încolo nu prea am mers, pentru că așa e viața. Unul e mers și altul e nu prea. Da, cum adică nu i-a prea mers? Că doar Mihai era și el mai serios dintre noi. Pe cine te-a pus atunci comandant, dar noi între noi știam că dacă ar fi fost pe dreptate, Mihai, el fiind cel mai deștept, nu? Deștept, dar în viața lui nu prea s-a ales mai nimic. Atunci, după război, a mai fost și o foamete prin părțile noastre, iar după foame de aceea, lipsuri erau mai în fiecare casă și oamenii, ca oameni. Unii primeau să îndure, iar alții furau pe capete. Cărau cu coșul, cu sacul, cu buzunarul, cu căruța. Numai că ulciorul, vorbăsia, nu merge de multe ori la apă. Era pe atunci la noi un procuror, un maior mic de stat și rău, era rău de felul lui. Vine el odată într-o seară, adună activul și zice: e, ne-am jucat cât ne-am jucat, acum ajunge. A venit vremea să punem tâlharii la răcoare și să-mi îl scoateți din pământ pe hoțul și la mare. Iar capitanul tâlharilor era unul singur. Ce, voi l-ați dat pe Mihai? Mihai a cărat mai mult decât alții, pentru că oamenii din sat ne știau prieteni. Am făcut și război împreună. Nici brigadierii, nici paznicii nu întresneau să-l opresc, să-l caute ce are în sac, și el căra ziua în amiaza mare. Dar a venit vremea când a trebuit să răspundă în fața legii. Unde i-a fost judecat? Tot acolo, în sat, la școală. Și câte ori? Mi-a dat 6 ani. N-a zice că chiar așa de mult. Alții încasau și mai mult pe vremea aceea. S-a întâmplat că a făcut acolo mai multe norme, ba l-a mai ajutat și o amnistie, așa că una cu alta a făcut cam 3 ani, nu mai mult. Dar de cum s-a întors, s-a apucat de beție și nu s-a mai lăsat nici până astăzi. Ai stat vreodată de vorbă cu dânsul? Dacă el fuge de mine, când mă întâlnește, duce mâna la costul de parcă ar vrea să-mi dea bună ziua, și când te uiți mai bine, gata, nu e. O fi fiind supărat, da? Se poate întâmpla. Numai că el habar n-are de ce a fost atunci. Iar eu, pe de altă parte, nici nu-l pot lămuri de ce n-am fost atunci la judecată. Cum? Tu n-ai fost la judecata lui? Nu. Procurorul nu m-a lăsat. Cum putea el să nu te lasă? Vezi, cum vedeam socotela aceea. Atunci, în ziua procesului, procurorul a intrat la mine în cabinet și mi-a zis: Pavel Rusu, ia seama, diseară să fii la școală și să fii rău, să tai în carne vie. Eu i-am zis că Mihai mi-a fost tovarăș din copilărie, am făcut război amândoi, undeva eu mai rămân credincios prietenii așele ale noastre și lucrul ăsta, zic eu, tot am să-l spun în fața judecății. Procurorul s-a gândit și mi-a zis: atunci mai bine nu veni, caută-ți acolo vreo treabă și nu veni. Și a trebuit să-l ascult. Da? Așa a fost, vă zic. Dar ce mai faci în ușor, da? Cum o duci? Păi,
Drept să spun, nici el nu duce mai bine. Tot prin spitalul își pierde vremea. Dar și-a dat peste neasul, că era sănătos tun. Dragă, drojdie a culcat la pământ și pe alții, care erau mult mai dihai ca dâns. Măi, Pavel, și chiar se bea atât de mult în sat la voi, dar ce-ai făcut-o să abați lumea de la patima asta a paharului? Că doar tu ești președintele, ești capul și temelia. Numai proști sunt gata să creadă că președintele colectivului poate să facă orice. Dar ia să-mi spui tu, cum pot eu pătrunde în sufletul omului atunci când sufletul și ăla se aprinde de patima paharului? Și cu ce să sting eu patima aceea? O trebuie să te gândești înainte de a primi să ne fii comandant. Dar cine m-a pus comandant? Ce totuții una și bună? Și ce adică? O viață întreagă am să fiu tot comandant? O viață întreagă, până la ultima suflare a ta. Uite, dragă, să nu râzi de mine. Cântărește fiecare cuvințel pe care mi-l spui, pentru că eu am primit atunci de mult înștiințări. Eu am document la mână, înțelegi? Așa că amestecă bine cărțile cele. Hai, hai, așterni-le și spune-mi sfântul adevăr. Să nu-ți fie milă de mine, nu? Că eu aproape nu-l țin minte. Am uitat cum era la mers și am uitat și bruma de dragoste care a fost odată între noi. Și dacă vezi măcar o umbră de cruce în cărțile tale, spune-mi omenește și las că voi mai îndura eu o durere. Artime, Artime, o să vie. O să se întoarcă pe drum de noapte. Uite, așa. La început n-o să-și cunoască casa. Uite, o să treacă pe lângă poarta voastră. Așa. Și o să se ducă mai departe. Dar cum a ajuns la capătul drumului, o să se întoarcă înapoi. Și de amu când o să treacă el a doua oară pe lângă voi, așa, la poarta voastră, o să iasă dama aiasta de tobă. Aiasta și eu. Așa. 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 Și nici tu n-ai să-l cunoști la început. Hai să ieși la poartă și hai să-l întrebi. Dar pe cine cauți mă ta? Măi om bun. Și el o să-ți cunoască glasul și o să înlemnească. O să stea ca un stâlp în mijlocul drumului și o să tot stea până n-ai să vii tu să-l iei de mână ca un copil. Uite, roță dragă, teme de Dumnezeu, nu mă dărâma chiar cu totul. Am avut 4 copii. Petrec oștorul Dumnezeu, i-am făcut gospodar. Mai nepoi mâine o măriș pe dochița. Spune-mi sfântul adevăr și slăbăzește-mi odată durerea. O să vii, Artin, o să vii. O să vii pe drum de noapte. Uite, uite, uite. O să se oprească și o să te întrebi. Măi, fine, da, cui casa aia asta? Așa mândră și frumoasă. Și mă, ce am să-i spun? Tu ai să-i spui. E casa noastră. Casa noastră. Da, vizită-te pe același loc unde a fost ridicată casa și-a vechi, pe care am făcut-o atunci când ne-am luat. Și ai să-i spui, intră, pentru că și casa asta e a noastră. Auză, hai, tu peste ne vrei să crapi inima asta în mine? Ia că mai bine nu veneam la tine. Mai bine nu-ți găsai tu cărțile cele. O să vii și o să te întrebi, dar unde mi-s copii? Că noi parcă abusesem 4 copii. Și la asta ce am să răspund? Tu ai să-i spui, copiii noștri au crescut, ei și-au de acum cuibarile lor și noi am ajuns la fi bunel și bunică, suntem de amu oameni bătrâni. Așa, și ce o să zică el după ce am să-i spune una ca asta? Păi n-o să zică nica. N-o să zică nica. Nu, o să-mi trebuie numai dacă cine să am în la față copii și ai noștri, cu mine ori cu tine. Și ce am să-i răspund? Păi tu ai să-i spui, nu mai seamănă nici cu tine, nici cu mine. Sfinte Dumnezeu, le iau de când le mai toarnă baba asta. Și pe urmă? Și pe urmă? Asta-i. Adică asta-i. Dar când o să mă ispitească dacă eu am fost credincioasă, orba? Ce râzi, bre? Asta nu se întrebe. Nu se întrebe. Când oamenii se întorc după atâta amar de vreme, ei de amu nu mai șer socoteală nevestelor. Fără roță, tu să nu mă asmuți împotriva bărbatului, că poate femeile din neamul vostru nu au fost ispitite la întoarcerea bărbaților, dar noi, iaca, întotdeauna puteam da răspuns. Și totuși eu nu văd în cărțile astea să aduc el vorba de așa ceva. Doamne Dumnezeule, să
Să întoarcă el oare atât de bătrân, că să nu mai pese de nimica? Nici nu-ți pot spune cât de bine îmi pare că până la urmă totuși am dat de tine. Pe unde mi te-ai rătăcit atât amar de vreme, dragostea mea de altă dată? De ce n-ai venit? Cine n-a să viu, Pavele? După ce am văzut că din dragostea noastră nu se alege nimica, știam eu de la început că ai să mă amăgești. Ce amăgeală, Dumnezeule! Care amăgeală? Și apoi, puiul acela de dragoste care a zburat printre noi. Parcă dragoste se cheamă aceea. Ne-am iubit o singură vară. De-abia ne așezam alături și gata. De-amu, e miezul nopții. Ieșea maica ta din casă să te cheme. Iaca, nici nu mai țin minte să ne fi sărutat noi vreodată. De două ori. De două ori. Pe urmă, nu știu cum mi-a venit mie atunci pe limbă pentru a face o glumă, te-am întrebat odată. Ce-i zice dacă aș trimite pețitorii la voi? De însurat nici vorbă nu putea fi. Îmi ardea mie atunci de însurătoare. Credeam că și tu ai să-mi răspunzi cu vreo glumă, dar tu ai pufnit în râs și ai fugit în casă. Drept care, o vreme nu ne-am mai întâlnit. Iar când a venit hramul, eu eram cu altă fată. Credeam că ai să-ți găsești și tu un alt băiat, dar tu, spre marea mea uimire, de ciudă că am jucat la hram cu alta, în aceeași toamnă te-ai măritat într-un sat vecin după un bărbat de care mi s-a fi auzit până atunci, mi s-a fi văzut vreodată. Te-a venit la lumior? Mi-a părut rău. Rău, mai pare ce să zic. Multă vreme am tot rătăcit eu pe moșiile satului cel al vostru, cu gând să dau peste tine și să te întreb. Ce mai faci tu, dragostea mea de altă dată? Și nu m-ai aflat? Nu te-am aflat. Pe urmă a început războiul, pe noi ne-au luat la oaste. După război, drumul meu la raion trecea prin satul vostru. De mii și mii de ori am tot trecut eu pe drumul cel mare al satului vostru. Am ajuns să cunosc jumătate din oamenii din satul acela. Știam de amu și casa și pe bărbați și pe copiii tăi. Îi cunoșteam printre alți copii și numai pe tine nu te-am întâlnit niciodată. Și te-a durut? M-a durut. Pentru că orice s-ar zice, ai fost și tu un copăcel din tinerețea mea. Și am când mă întorc cu gândul la anii trecuți, nu pot pierde o singură frunză, dar mi-e un copac întreg. Iar acum la spital, în lungile nopți de chin și dureri, când începeam lua rămas bun de la toate câte au fost și câte n-au fost, mi-aduc aminte de tine și mă gândesc, oare n-am să o mai văd eu niciodată? Ții minte, atunci de mult, tu ai fost cel cu sărutarea. Se poate să-ți întorc datoria? Cum să fi păstrat-o dragostea aceea noastră de atunci până acum? Al minteri, m-ai fi căutat tu atâta vreme și nu m-ai fi aflat? Că e încă de acolo, din fundul lutării, am auzit că cineva intră în casă și m-am gândit că oare pe și nu l-o fi purtat necazul la mula miezul nopță? Că și căutam a ta acolo, în lutărie? Întreabă-mă ca să te întreb. M-am dus după o leacă de apă neînșepută.
Am înghețat, Maulo. Mi-au înțepenit și olanele. Este încălzit. Dar de apă neînșepută nici pomeneană. Cu ciu cu vaia ca abia am sărit vreo trei pahare. Dar păi, n-ai mata aici fântână în jurul casei? Tu măcar știi și ea și apă neînșepută? E, cum să nu? Întâia apă care vine din izvoare în zori. Da, de venit vine ea, sărmana. O mai rămas pe acolo un izvoraj din care curge apa și voi pe la miezul nopții. Da, nu știu. A, deodată se oprește. Parcă i-ar fi pus cineva dop. Și? Pe urmă, după ce cântă cu coș în miezul nopții și voi iar începe a curge. Apoi și așa curs până a se domoli și voi era apă din ziua trecută. Iar și așa din urmă e apă neînșepută. Pentru asta apele neînșepute poartă numele zârilor în care au venit. Luna, zi. Și la ce poate să ajute apa neînșepută de sâmbătă? Tu să-mi spui, draga mătușii, la ce nu prinde ea bine? E, poate mi-ai fi dat și mie o țâră, pentru că oricum suntem de-ai noștri. Să cheltui eu așa bunătate de apă cu o femeie care abia și încape în piele de tânără și frumoasă și este. Ce folos de frumusețea asta noastră? Cine o mai caută azi? Dacă ai venit să-ți fac de dragoste, mă tem că deja ai bătut drumul. Eu de mult nu mai fac nimănui de dragoste. Dacă am venit, am făcut-o pentru că nu mai pot. Nu mai am viață în casa mea tușă. Lasă că știu eu mofturile astea ale voastre. Că femeia așa e de la Dumnezeu făcută. Cu cât zburde, cu atât mai mult ar vrea să zburde. Până nu-și prinde bărbatul femeia de gât, nu mai poate potoli nimeni. Dacă mie nici asta nu mi-a ajutat. Nu mi-am putut ține limba după dinți și ea că am bățit-o. Dar ce ai zis? Îl băteam la cap că aleargă după fuste. Și el chiar alerga? La început eram gata să pun și mâna în foc. Dar mai pe urmă, că m-am uitat eu mai bine, zic, ia stai, lele, ce să caute el pe la altele când el nici de femeia lui nu-i bucuros? Seara cum vine tușă, se culcă, cum pune capul pe pernă. Iar eu stau ca proasta și eu cu pumnul tablete pentru că nu mai pot de atâta durere de cap. Auzi tu, poate. Dar poate nu fi slate din putere slujba. Lasă-mă, tușă, că avem în sat atâția cu slujbe mari, cu răspundere. Dar trăiesc bine și pe femeile lor nimeni nu le-a auzit plângându-se de ceva. De plâns nu se plâng el, pentru că ori fi ceva mai mintoasă ca tine. Ce? Ia uite-te bine, matale, la mine. Uite-te, te rog, la mine și spune, sunt eu o femeie de lepădat? Păcat ar fi să zic, bărbaților ar trebui să le placă. E bine, Luandron, dragostea asta mea, trebuie, cum ți-ar trebui, matale, clopoțel pentru mâță. O dată pe lună, tușă, te mângâie. Și asta numai după ce-l faci tu să te bagi în seamă. Aha, și de asta vii tu noaptea la mine. Ce? Și mi te plângi că bărbatul nu face dragoste cu tine. Te rog, nu mă ocori, mătușă, că mi-i de ajuns cât m-am tot ocărât eu singură pe mine. Fă tu un copil și las că ți-o trece. Am un copii să cresc greu, nu ca înainte vreme. Până îl vezi copășel, până îl vezi la școală, uiți de-amu că ai fost și tu tânăr. Dar crezi, mata, că pentru ce am venit eu? Să iei bărbatul de la alta, să mi-l dai mie, ferita, sfântul. Eu sunt mulțumită cu cel pe care l-am. Da, tu și că eu mai vreau și un copil. Și nu-i fi născut-o atunci după nuntă? Și, dar ce zici, matale? Că la nuntă te cunoșteai, de-amă, că purtai sacii. Dar mi-a fost rușine să nasc atunci chiar așa după nuntă. Și ne-am gândit noi cu Andron mai întâi să facem casă, să adunăm câte ceva așa în casă, iar pe urmă lasă a veni el și rândul copiilor. Da, iată că n-a ieșit cum am vrut noi. Casa avem, avem frumoasă și în casă am adunat de toate, dar copiii, iată că copiii nu vin și pace. Hai, copate, hai, liniște. Am călcat eu destul de jurăminte în viața mea. Și am să mai calc unul. Las că pe lumea cealaltă nu mor fi așteptat numai bucurii. Uite, am să-ți fac niște băuturi. Așa. Și ai să bei 40 de zile la rând. 40 de zile? Câte o linguriță în zor de zi. Așa, așa, așa. Atâta cât ai să bei leacurile mele, o să te poftească bărbații pe un capăt. Au să umbli cu turma după tine. Dar întâi să mi te juri că ai să fii cu minte și n-ai să strici casa alteia. Jur, jur, jur. Dar ce spui, mata, mătușă? Păi se poate una ca asta? Tu să nu mai iei pe mine de proastă. Ca asta se poate. Se poate orice. Și mai ales una ca asta se poate.
Edi, castronul și la verde nu-i deloc pentru ceea ce-ai fi crezut tu. Ia lăsați voi specla așa, că nu face să pierzi vremea. Mai bine căutați o leacă de hrean. Unde se gândești cu hreanul și ăla dacă nu-i? Nici artina n-are în vedere, nici prea și nu se vede. Că am tras noi cu ochiul și nu o ipna. Da, eu știu că nu o să explicăm acum, nu, dar pentru că n-ați putut voi găsi câteva rădăcini de hrean. Ia porniți voi așa prin grădină la vale și unde-ți vedea, fugiți. Iar dacă până în vale nu găsiți, se vă duceți la mine, că acolo în fundul grădinii sunt gard, sunt grăzești și firii. Dar cine trebuie atâta hrean? Hai, da, păi, că fără hrean nu putem să punem bucatele pe masă. Ei. Voi n-ați auzit ieri cum guița mamele aia de porc în ograda cojocarilor? Zgâșiți cum e tot neamul lor? Ești foarte supotit cu mintea. Ia hai să dăm cu grăsime la mântă. Babile de Dumnezeu așa spun că porcul cojocarilor să fie avut vreo 150 de kg. Și carnea poate din loc, numai grăsime. Iar grăsimea de porc, oricum ai gătit-o, tot grăsime rămâne. Și atunci noi trebuie să trecem printr-o dânșă. Vreo două parcurioare de sfeclă bulgărească amestecată cu crean. Și las creanul și ala și să vezi tu cum se deschide la limbă. Băițică! Da, mătușă! Băițiți, ia fost că ești tu pe cine din casă. Ia pune-i la masă, bădești câte un păhărut. Nu mai mult. Nu o să fie mare facat dacă îi gusta și tu o picătură. Să nu creadă coșocare că l-am prins de amă pe Dumnezeu de picioare. Mireasa e încă nimănui. Nu se știa că-i va fi până la urmă. Of, mătușă dragă, mă tem că totul se știe de mult. Uite că nu se știe. Că mireasa mai poate fi încă furată. Și să nu mă ridic eu de pe poroboșia lui Isa, dacă se știa cui va fi ea până la urmă. Acum mă tu și că lasă. Ardina întreabă pe cine să-și ia ea de bărbat. Nu zic că pe cine să-și ia ea de bărbat. Păi apoi atunci când au să cânte muzicanții iertarea și Ardina a ieșit să-și a rămas bun de la fică, dar nu să stea singură în pragul ușă, nu? Dar să-l poftească pe Andron, pe nepotul. Să nu fie de aia din care afară, să ia de băieți de seama lui, nu? Poate să găsim un moșneac să se potrivească ei de ei cu ani. Nu vă lasă, mă lăsați voi, că vine în pașii cu moșneci ăștia voștri. Moșneacul nici paharul nu o să mi-l dea, așa, ca să stârnească pofta de băut la nuntaș. Nici iertarea nu o să știe. Să petreacă așa, ca să ofteze tot satul. Pe când Andron, așa tânăr cum este, și el e și la putere. Mire, lasă-ți că n-are și pierdut vremea aici la noi. Zice că grosul nu s-ar fi acolo, cu o jocare. Aici, aici o rântină la măură de pahare, apoi iertarea, o sârbă, nu vreau și gata, s-a tot stânt. Ba, să-și pui el tot stângui, că el nu sunt soare aici cu copilul orfană, care nici tu casă, nici tu masă. Păi, nu? Jumătate nunta aici și jumătate dincolo. Vrea bine, nu vrea, stricăm nunta. Hai, nu chiar jumătate, dar oși cum eu, zvăduvă în casa mea, încă pe mai puțină lume, nu? Dar vreau ca să ții minte satul, nu numai cum cu o jocare și-o rânsura fișorul. Să ții minte și cu Martina și-o mărita fata așa mică. Crezi că satul ține minte ce renunțuri de muzicanți au cântat mai mult? Da, de unde? Se întâmplă că muzicanții încep așa spre seară, iar în zori încheie nunta, dar scapă ei în seara și a două, trei cântă și că nebunește o lume în jurul lor și pe urmă o viață întreagă satul și aduce aminte numai din nunta și ea. Luță dragă, dar cum aș putea face rost de vreo două, trei cântă și de cele? Cui? Și cât să-i dau? Da, nu mai trebuie să-i dai nimănui nimic și apoi las pe mine. Nu sunt plicat cu griji de-astea. Spune mai bine femeilor ce gătesc masa, să scoate rășituri din gheș, da. Să toarni vin prin pahare. Uite, nu s-a ia madama, a pornit cu noi. Vine mâine, ne ducă mâine. Bata așa. Eu te mă uit cum mănâncă, cum bea oamenii ăștia. Ia ca așa la simbolițele de colo cu scripte, parcă seamănă cu gabulică Dumnezeu să vii atât. Cum să nu semăn dacă-s nepotul lui mătușă? Ia mai tași de gură că mă umple râsul. Am un fiecare cu unul mai pune mâna pe scriptă, de amuș și strigă că e nepotul lui gabulică. Dacă ar fi să-i crezi pe cuvânt, toată Moldova dintr-un capăt la altul îți numai nepot de-a lui gabulică. Eu sunt mare violist, mătușă. Da, da. M-a ascultat profesor de la conservatorul din Chișinău și-și rupe părul din cap de necaz că n-am 10 clase. Să mă bage și pe mine acolo, la învățătură. Ce știi, mata? Hai, taci de gură că te faci de râs. Ce știi, mata? Când gabulică venea la nuntă și cânta de unul singur iertarea, stati întregi stăteau și plângeau lângă arcușul lui. Pentru că nunta, dragul mami, nu-i numai o bucurie, o petrecere. Nunta mai e și o mare durere în viața omului. Dar asta rar dintre muzicanți și ni s-o înțeleagă și s-o poate cânta. E, mătușă, că nici nu știu cum te cheamă, eu am să-ți dovedesc că știu ce înseamnă o nuntă, da, da? Și știu a cânta iertarea, mătușă, ai să vezi?
ani înainte și numai pace, numai dragoste și bucurie în casa voastră. Am ajuns să te mai văd odată tânără și frumoasă. Tot atât de tânără și tot atât de frumoasă cum te țineam minte din copilărie. Nici nu-ți pot spune cât îmi pare de bine, pentru că nu știu cum și de ce, dar după mormântare te visam an la rând îmbătrânită, îmbrăcată în aceleași haine vechi și ponosite pe care le-ai purtat atunci în anul morții. Asta e pentru că te-o fi cutremurat moartea mea. Tu m-ai apucat de anul ostenită de viață, plină de griji, de necazuri, și-o fi început să-ți pară că toată viața a fost pentru mine un chin. Dar nu-i deloc așa. Am avut și eu ani buni. Am avut bucuriile mele. Nu știu, poate să nu fi avut dreptate cel care mi te trimite în vise ostenită și necăjită. Să lăsăm pe ale mele, că bune sau rele s-au trecut. Ia vină mai aproape să mă uit mai bine la tine. Da. Dragul mami, dar păi cine să fi trimis asupra ta atâta suferință? Ți s-au uscat buzile, ochii s-au scurs de atâta durere. Nu de durere, mamă, de sete mi s-au scurs. Și de ce nu spui să ți se aducă apă? Cum să nu spun? Cât e ziua întreagă cer apă și apă. Și de ce beau, tot aș mai bea. Dacă te-ai muncit tu în viața ta pentru alții, ai fi câștigat măcar atâta lucru. O gură de apă la patul suferințelor. Cine ți-a duce apă? E, cara cu toții. Și surorile și doctorul de serviciu și bietul meu vecin de pat. Dar din ai tăi este cineva pe acolo, de aproape, ca să-ți așeze măcar perna sub cap? Ai mei nu prea se arată, mamă. Pentru că, de, așa mi-a fost norocul. Pe fata aceea pe care trebuia atunci să o iau, am pierdut-o. Iar nevasta cu care trăiesc am o... Bine, numai atunci când se poate intra la bolnavi din spital. Dar copii? Tu pare mi se... Ai avut doi copii? Da. Dar fata e departe, e la practică. Iar băiatul învață aici la universitate. Dar suntem cam spădiți și... Ia că n-are cine să ne împace. Dragul mami, dar cum se poate una ca asta? Tu o viață întreagă te-ai necăjit și ai muncit pentru oameni. Apoi oare din lumea aia care te-a înconjurat nu s-a găsit un suflet care să stea la patul tău și să-ți umezească buzele atunci când te topește arsura? Da, cred că s-ar găsi. Ar fi poate destui, dar mai că acu e toamnă. Cine o să lase munca să vină la mine? Atunci lasă tu spitalul și întoarce-te la tine. Dar cum se poate? Aici am totuși doctor, specialiști, razia. Dragul mami, când n-ai un suflet drag la căpătâi, nici doctorii, nici celelalte nu-ți priesc. Știu eu, mamă, poate într-adevăr să mă întorc. Crezi că n-am să mă descotorosesc eu de durerea asta? Crezi că nu mai calc eu iarna verde, Să nu te temi de moarte, pentru că și moartea e o bunăvoință cerească venită spre binele omului, precum spre binele omului sunt venite și patrii. Să
mai crezi în putere să duci până în sat toate legăturile astea? Aici ar trebui un cal. Și așa nu știu dacă le-ar mișca din loc. Las că eu de o viață întreagă clar cu spinarea din păduri și am puteri. Nu ca tate slavă din fir. Te duci și tu la păduri, ori te întorci de acolo. Am fost cu copiii în excursie. Mătușă, dama ta, ai să-ți pierzi sănătatea cu legăturile astea. Da, nu că eu sunt hâtră. Știu cum să le duc. Mai întâi iau sacul ăsta, îl duc vreo 100 de pași și îl las în mijlocul drumului. Așa. Apoi una câte una, car celelalte legături. Și le duc lângă sacul și ala. Și cum le văd pe toate grămadă, iau sacul și o duc înainte vreo 100 de pași. Da, felul ăsta, poate acum să ajunge acasă abia pe la miezul nopții. Și ce să faci, mata, cu atâta tizi? Se poate întâmpla să-mi prinde bine. A venit o iarnă amarnică cu fric și omăt, că n-a putut ieși omul din casă. Lemnele câte mai sunt pe la oameni s-or topi și să vezi cum o să-mi alergați cu toți să vă încălziți lângă sărata vatra mea. Dar tizicul și ăla nici nu prea încălzește, mătușă. Nu mai fum. Căldura aproape de loc. Apoi așa e. El mai mult mognește decât să ardă. Și dacă s-ar mai găsi în satul ăsta un prost să facă focul cu tizic, eu mai aș lăsa soba și ea să se mai odihnească o leacă. Dar deși crezi, mata, că în sat neapărat trebuie ca cineva să facă focul cu tizic. Pentru că fără tizic, hojeagul nu scoate un fum înalt și mare, nici cu vreascuri, nici cu cărbuni. Dar pentru ce trebuie, mata, le fum deasupra satului? Amar de mine, dar păi cum altfel, că doar trăiesc cu o mână de oameni vrevi și în valea asta? Și cum se poate fără fum? Dacă iese să rătășească un biet suflet noaptea, în largul câmpului, cum poate ajunge la o casă de oameni dacă nu sărește și el un stâlp de fum peste sat? Mătușe, drag, azi nimeni nu mai rătășește noaptea pe dealuri. Azi oamenii își petrec serile pe lac prin barele lor. Stau și-și pierd vremea lângă un televizor. Când li se face dor unul de altul, poftim tren, autobuz, radio, telefon. Hai să zicem că e așa cum spui, mata. Dar și mi facem cu sarmanii cocostârși? Dar și o facem cu cocostârși și cu tizicul. Uite că ia cau. Că atunci când le-a venit și lor rândul să întoarcă, cum ar putea ei găsi satul nostru dacă nimeni nu va face focul cu tizic? Ori treci așa într-o zi în zori, ori sara în amurg, iar Moldova e mare, tot dealuri și văi, cum să găsească ei cuibarul și ala pe un vârf de casă, unde le-au fost lor dat să se nască? Și mata tot mai aștept să se întoarcă cu costăși? Păi aștept, pentru că și eu, și ei, și tizicul, noi toți suntem dintr-o lume veche de mult care aproape s-o trecut cu totul, aproape că nu mai este. Și dacă e să ne dușim, atunci să ne dușim mai bine cu toți, ținându-ne de mână. Lasă, mătușă, lasă că și noi suntem de acolo. Și eu, și mama, și prichindeii și ai mei. Nu, draga mătușă, voi veniți din alte vieți. În sufletul vostru intră alte păsări. Numai eu, sarmana de mine, am rămas ea ca în zodia cu coarilor. Doichiță, mamă, am găsit ea ca azi o bunătate de rădășină. Și vreau să ți-o dau ție. Vă mulțumesc frumos, dar pentru și poate fi bună. Ei, draga mătușă, nici n-am cuvinte ca să-ți spun. Tu să o suși la umbră, pe urmă să o tai mărunțel, să o mașini așa până să faci colb. Așa. Și să o pui în patru legăturiși și să le coși în cele patru colțuri ale pernii pe care dori. Și o să fie după asta? Păi nu o să fie nică. Ce să schimbăm viața omului dacă doarme pe o pernă cu praf din rădăcina asta? Să zic eu așa cu toată gura? Păi? N-aș zice, dar mămuca spunea că rădăcina asta poate aduce noroc unei femei măritate. Mătușă, dar mă, ta crezi că eu sunt chiar așa de sărmană? Și nici un dram de noroc n-am și eu la sufletul meu? Oh, mă rog de iertare, doichiță dragă. De o babă proastă, m-a fi luat gura pe dinainte. Ai fi spus ceva și nu se cuvine. Nu, mătușă dragă, să nu-ți ceri iertare de la nimeni atunci când spui sfântul adevăr. Oameni buni,
Profesorul s-a fi dus după medicamente? O plecat. Cum adică o plecat? Noi am plătit taxiul de la Odessa și înapoi. I-am vărsat și lui un pumn de bani. Și toate cheltuiala asta pentru o consultație de 3 minute. Au zis că e prea târziu, mult prea târziu. Mai, doctorii ăștia sunt ca și muierile. Dar dacă până la urmă se află că nu era deloc târziu și se mai putea face ceva. Tot ce e posibil. Ia că vezi, acum o întorci altfel. Fraților, măcar o gură de apă, vă rog. Vă rog, omenește. Măcar 2-3 picături, vă rog. Bună ziua la dumneavoastră. Bună ziua, bună ziua. Bună ziua. Cum e cu boala președintelui? E sete sărmanul de el. Sete. Iacă, i-am adus niște perje. Perje. Mulțumim. Perje. Nu-i grozave. Da. Trece, sete. Trece. Lați-le. Dumnezeu cu dânsul, mătușă. Doctore, dă rețeta încoace. Care e rețeta? Păi profesorul acela din Odessa o fi lăsat el măcar o rețetă pentru atâția bani. Nu a lăsat el nimic, mai Androane. O zis că singurul lucru care i-ar prinde acum bine bolnavului ar fi o infirmieră bună la căpătăi. Ori și mai bine 2-3 bătrâne dintre cele care știu ogoi durerile unui om ce se stinge. De unde să iei tu babe din astea când ia ca... Nu știu. Mătușa ta dreaptă și aceea face fasoane. Auzi, băi Androne. Ce-i, moșule? Da, poate să aduce niște apă din fântâna aceea de sus stâna lui Irofti. Țin minte, bătrâne ziceau că așa apă ca din zbor de celea nu găsești până la poalele Carpaților. Uite-o, asta e apa de lângă stână, moșule. Și nu o bea? E, cum să nu? De băut bea cât i-ai da. Numai că setea nu-i trece. Dar eu de mult vreau să te întreb, dar cum poate fi una ca asta, că omul bea, dar setea nu-i trece? Oameni buni, o singură înghisitură, o singură gură de apă, atâta cer. Dar voi, ca niște dușmani. Iatați-vă, bere înlături. Șezi binișor și nu căuta bucluc. Tu nu știi că el e umflat tobă de apă. Apa pe care a băut-o. Doctorul de 3 ori a făcut puncție. Iese apa din trânsul ca dintr-un butoi găurit. Dați-vă fina. Ce-i fetiță? Noi am auzit că și căpșunile ajută la boala de ficat. Și cu toate că e toamnă și căpșunile în pădure s-au trecut, am găsit câteva pâlcuri, am cules aici câteva și le-am adus. Vrem să-i le dăm. Da, foarte bine. Se poate, fetele. Acum puteți să-i duceți orice, și perje, și căpșune, și mere, și struguri. Nu pierdeți vremea. Hai, apropiați-vă de el atât cât ne mai cunoaște încă. Atât cât mai cere. Tăceți, oameni buni, parcă iar a adormit. Ascultă, Pavel Rusu, și răspunde. Viața care ți-a fost dată să trăiești acolo pe pământ, ai trăit-o cinstit. Doamne, nu știu dacă am trăit-o chiar atât de cinstit, dar știu că am muncit. Am muncit destul. M-am născut și am crescut printre oameni care credeau numai în muncă. Și credința asta lor a rămas să fie și credința mea. Am muncit toată viața. Am muncit din noapte până în noapte. Am muncit până nu mai simțeam pământul sub picioare de atâta osteneală. Și dacă a trăi cinstit înseamnă în primul rând a munci, aș vrea să cred că mi-am trăit și eu viața cinstită. Și fericit ai fost. Da. Deseori am simțit acea tulburare dulce a sufletului pe care oamenii o numesc fericire. Atâția se plâng de lipsa fericirii
Și așa de rar se întâmplă câte unul care zice că știe ce e asta. Mi s-a uscat cel gâi. Mi-au crăpat buzele. Dar câteva vorbe totuși am să spun. Împreună cu consătenii mei am scos satul dintr-o mare sărăcie. Am dărâmat casele vechi și am ridicat altele noi, mult mai bune și mai frumoase. Am ușurat însuși felul în care plugarul își câștigă de mii de ani bucata lui de pâine. Și poate de aceea mă trezea deseori în zor din somn acel fior dulce al sufletului, căruia îi mai zice fericire. Dar l-ai iubit tu pe aproapele tău? Drept să spun, mai că nu știu. Am avut prea mulți apropiați, vreo 3000 și ceva. Dar să zic că i-am iubit, asta n-aș putea o spune. Înseamnă că totuși i-am iubit. Alminteri, de ce mi-aș fi băgat eu capul în jugul pe care îl tot duc de atâția ani de zile? Și eu cred că i-a iubit. Drept care am să spun să ți se aducă o gură de apă. Foarte mult, dacă se poate. Măcar o singură înghițitură, că nu mai pot. Bună seara. Ori mai bine zis, bună dimineața. Că iaca au început să cânte cocoșii. Și numai și ai surprins de vesticoș, în ce poți să se lumineze de ziua? Mata, cine ești? După glas, parcă te-aș cunoaște așa. Hai să nu te sperii că nu somn rău. Ia că am să vin mai aproape. Mă așeza lângă tatu matale și să vezi cum ai să-ți aduci matale aminte de mine. Eu... hotărât că nu te pot cunoaște. Mi se lasă un fel de ceață peste ochi și prin ceața aceea văd numai broboala și glasul, la aud un glas pe care nu știu de unde îl cunosc. Uite, stai să aprind lumina. Da, pe urmă am să-ți șterg ochii cu o batistă. Uite, așa. Ia să șterg ochii. Acum mă cunoști? Da, cum nu? Mata, tot cu tizic, de ce la faci focul? Dar de ce să nu fac focul cu tizic? Un lucru mai bun nici când se află. Umpli soba și pe urmă o noapte întreagă îți vine cald. O mai umple odată și toată ziua ai foc în vatră. Miroase. Și dacă? Ea că am crescut pe lângă stână și tatu a crescut tot acolo, că pe noi amândoi ne trimiteau pe toată vara să-i ajutăm bunelului a paște oile. Și așa mi-era mie de dragi nopți, deși era de la stână cu tătuca și cu oile și cu focul și l-am mocnit. Acum, ia ca câte ani au trecut de atunci, de când pun tizic în vatră și el începea să înșinge, așa mi se pare de parcă și tătuca și spâna și neamurile lui ar veni cu toate să mă avază. Te fi rugat pe semne ai mei să vii să stai o noapte cu bolnavul, pentru că pe ei... După atâtea nopți nedormite, abia își mai poartă picioare. Nu mă ruga nimeni. Am venit singură. Dar ce-o fi dat peste mata? Că o viață întreagă ai tot trecut pe lângă casa mea și n-ai intrat. Iar la mute e hotărât așa dintr-o dată și ai venit. I-am venit pentru că ți-am auzit
glasul și glasul și ala mi-a zis Fino. În ultimele zile eu tot chem oamenii să vină la mine. Rog pe toată lumea. Cer și scapă la fiecare trecător și mata. Uite, ce s-o fi întâmplat tocmai să treci pe drum? Nu, nu, că altfel s-o întâmplat. Eu ședeam pe un scăunaș lângă fatră, ațipis în parcă și prin somn am auzit cum mai striga pe nume și cum îmi șerea să-ți aduc o gură de apă. Și? Mi-ai adus? Uite, ia ședea. Hai, hai, ușor. E o apă foarte ciudată. Nu-i din satul nostru. Ai fi adus-o mata de pe undeva. Da. E foarte ciudată. După apa asta, adică nu mai mi se usucă cerul gurii. Mai tare nu mă leacă. Nu mai am păcatele mele. Ia ca de când? De când ai îmbolnăvit, eu am tot adunat noapte de noapte și am strâns picătura pe care ți-am adus-o. Nu-i vorbă că am lăsat acolo caldarea la lutărie și dacă până mâine să mai adun o leagă, uite, îți aduc numai decât ați aduc. Mă tem că nu mai ajung eu până mâine. Dar cine și pe celălalt? Știi, mata, o babă proastă. Nu cumva ai venit să-mi faci o cinste. Când mă porneam să vin în coașă și m-am gândit eu în mintea mea, poate a venit vorba de împăcare. Și și împăcare să fie așa fără un păhăruț. Nu, Sfinte Dumnezeule, Doamne, neîncercate sunt căile tale. De unde scos mă atacă sunt înspădiți? Eu toată viața am suferit din pricina neamului vostru. Atunci l-am părțat la pământul lui tatu, m-a bătut. Și a fost așa ca și cum m-ar fi ușit să înșetul cu înșetul. Că după aceea nici n-am mai putut să mă mărit, nici copii n-am mai putut să nasc. Da, era numai tata de vină. Așa erau condițiile sociale. Da, cu tata ai avut, mata ce ai avut, dar ce supărare e pe mine. Tu ne-ai lăsat fără cocostârși. Da, tu ne-ai lăsat fără cocostârși. Așa, cam pe la sfârșitul verii te-au făcut pe tine președinte, nu? Da. Așa. Și toamna când s-au dus armarele păsări, dus au fost, că de atunci nici n-au mai venit. Și chiar așa ți dorm atare de cucostiri și știe? Ia ca nu pot fără dânsă și pașe. Că sute de ani satul s-o chemat Valea Cucoarilor și adevărat era. Și acum se cheamă tot Valea Cucoarilor, dar nu mai este adimărat. Au plecat pentru că satul a început să se construiască din nou. Da. Cocostârșilor le plac mai mult acoperișurile de stuf, de snop, de secară, iar oamenii au început să-și acopere casa cu tablă, da, cu țiglă și asta nu le mai era plăcut. Dar o să se întoarcă ei. Uite, ține minte ce spun acum. Nu se știe, poate să vii, dar tot așa de bine da, poate să nu vii. S-o întoarce, că eu îi văd deseori cum trec ei primăvara. Vin pe alte drumuri, abia se văd în zare. Dar de cum ajung în dreptul statului nostru, câte o pasăre se dezghioagă din pâlcul lor, face așa spre noi și parcă i-ar tremura aripile. De ce crezi o fi ține în minte locul nașterii sale? Doamne, măcar un singur pui de cocostârc să văd în valea satului, să închid ochii și să mor. S-ar întoarce, s-ar întoarce ei, cu toate că odată ce a venit vorba trebuie să spun că mie mult mai dragă mi este ciocârlia. Ce pasăre! Sfinte Dumnezeule, cântă, seamănă, ară împreună cu țăranul.
Să tot stai și să te miri. De ce e mirare asta? Să te miri că eu vorbim de cocostări și mă gândesc la semănăturile proaspete, la cer, senin, la zare. Iar tu, vorbind de ciocârlii, iar te duci cu gândul la aceleași semănături, la aceleași șersenin, la aceleași zare. A, nu-i nimic de mirare. În tinerețe toți vor să zboare. Toți își aleg de o pasăre care le este mai dragă. Noi, fiind oameni feluriți, l-am ales și păsări felurite, da? Dragostea noastră la rădăcină ei e una și aceeași arătură, semănături, zare. Nu aveți în casa apă dulce, ori de șeia minerală? Nu, că de-am o, dacă e vorba să ne împăcăm, doamnă și mie din și păceala. Oh, dar se poate? E? Să, da. Nu, să nu fie rău pe urmă. Se poate, n-avem atâta grijă. Andron spunea, nu știu cui, duceți-i tot ce aveți, cam o... Totul se poate. Andron e singurul meu doctor în care cred și dacă el a spus, înseamnă că așa e. Eu aș zice așa. Să ne trăiască păsările tinereții noastre. Doamne! Doamne, ce întorsătură frumoasă de vorbă! Să cinstești un pahar, fiind cu amândouă picioarele în groapă. Să-l cinstești cu o închinare atât de frumoasă. Hai, mătușe, fie! Să ne trăiască păsările tinereții noastre. Nu te învăluie nimic? No, din potrivă, mă simt bine, bine de tot. Doar că somnul mă doboară. Încolo toate bune și frumoase. Amu, boala o să te slăbească. O începutea să lumina de ziua. Și cum începea să naște o lumină nouă, toate bolile câte sunt îl lasă pe omul suferit să mai răsufle. Mătușe, da. Să ne trăiască păsările tinereții noastre. Da. S-a prins lumânarea. Da, dragul meu nepot, sculați-vă și duceți-vă de vă iertați. Venit. Ia că mai vântul și eu vechiturile astea, Paulina. Ah. De ce mă întrebi? Da, pe căvoiște tot satul. De vreo 3 zile nimeni nu te-a văzut și nici un pic de fum deasupra casei. Și când am auzit una ca asta, am venit într-un suflet, pentru că te știu friguroasă din fire și fără foc în vatră, ma ta, te prăpădești. Ah, las că m-am săturat de vatră și și nu mai fac foc. Da, acum ce ți-a venit acoase? Păi dacă papu se ia din moli, iar mi-a pișit că am fost în vreo 2 locuri, o mai trec o dată și o las să aștepte aici pe laviță, că nu i-a mai rămas mult de așteptat. Te fi tulburat pe semn de mormântarea lui Pavel. Mare jale o mai fost. O plâns un sat întreg. Andron al meu până acum umblă și îl căută pe toate drumurile.
Păi de căutat eu. Eu nu umblu să-l caut. Cum ne-am întors la praznicul lui, m-am văzut așa de singur și de străin pe lumea asta, încât nu mai pot găsi loc. Cât dispăriți am fost noi, dar atâta vreme cât trăia Pavel, știam în fiecare clipă că suntem trei de același neam în satul ăsta. Când ba erau mulți, acum a rămas numai noi doi, eu și cu Andron. Mâine pomine n-o rămâne niciunul. Și s-o trece și numele nostru și s-o uita pe veșie cum uitate au fost numele multor oameni vrednici și au trăit în satul ăsta. Lasă, mătușică, nu te mai voci atâta, că a venit la matale cu bucurie. Am venit să-ți spun că nu o să treacă multă vreme la mijloc și o să fiți iar trei. Aleu, aleu, să fi prins tu sămânță. Azi dimineață în zor de zi, ia ca aici sub inimă s-o zbătut. Vezi, ai grijă să crești un om bun la suflet, că răi sunt mult prea destui pe lumea asta. Parcă sufletul copilului vine și el de la mumă. Arcandimini, dar de unde să vii? Hai să vii la cumătrie. Dacă ai ajunge până atunci, ia vin. Da. Știi, omul se face câteodată așa un dor să-mi faci un copil sugaș și să-l țin așa o leacă. Uite așa o leacă lângă piept. Hai să ajungi tu și că n-ai nicio grijă. Da, mă, eu fug, că mă fi așteptând Andron acasă. Să rămână și sănătate. Mergi sănătoasă. Sănătate să fii. Pe pământul ăsta am mâncat sănătate să fie. Ați ascultat Păsările tinereții noastre, de Ion Druță. Adaptarea radiofonică, Dan Puican. Distribuția a fost următoarea: Dumnezeu, Gheorghe Cozolici; Mătușa Ruță, Leopoldina Bălănuță; Pavel Rusu, George Constantin; Andron, Costel Constantin; Artina, Dorina Lazar; Paulina, Rodica Popescu-Bitanescu; Dochița, Ana Ciontea; Activistul, Corado Negreanu; Ostașul, Valentin Teodosiu; Mama, Ica Matache; Iubita, Mirela Gorea; Medicul, Sorin Gheorghiu; Baba, Victoria Mierlescu, artistă emerită; Moșul, Dumitru Chesa; Șoferul, Paul Chiribuță; Lăutarul, Petre Lupu; Eleva, Catinca Lupu. În alte roluri, Rodica Sanda Țuțuianu, Ruxandra Sireteanu, Candid Stoica, Gheorghe Pufulete, Dan Bobe, Nicolae Crișu. Asistența tehnică, Coca Dumitrescu și Florica Dănescu. Regia de studio, Janina Dicu. Regia muzicală, Nicolae Neagoie. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Redactor, Georgeta Răboș. Regia artistică, Dan Puican.